Bayer și Titan Machinery un nou parteneriat în agricultura de precizie. Pentru că performanța și profitabilitatea sunt două condiții esențiale ale unei agriculturi de precizie, companiile Bayer și Titan Machinery își alătură expertiza pentru a pune în valoare capabilitățile unei tehnologii moderne de cultură a porumbului. Și pentru că atenția la detalii este cea care face diferența, vor fi demonstrate în câmp beneficiile tehnologiei adaptate pe specificul solului, urmând managementul unei culturi de porumb pe un întreg ciclu de producție. Scopul proiectului este de a demonstra eficiența și randamentul tehnologiilor de ultimă generație în perspectiva maximizării fiecărui gram de îngrășământ și a fiecărei semințe de porumb folosită. Prima demonstrație s-a desfășurat în ferma Somalex din județul Ialomița și vedem detalii imediat în jurnal. Un nou proiect de precizie. În acest an este vorba despre un parteneriat între Titan Machinery și Bayer. Vorbim aici despre o lucrare simbol, o lucrare care poate defini acest parteneriat, o lucrare de semănat porumb cu rată variabilă, o lucrare în care porumbul se seamănă folosind hărți de prescripție furnizate de către partenerii de la Bayer, cu două utilaje premium, case aici Puma 260 CVX, care acționează o semănătoare de precizie Wadestad Tempo F de 8 rânduri. Se seamănă o suprafață totală de 50 de hectare, aici în ferma Somalex, o fermă pilot pe care am ales-o împreună cu partenerii de la Bayer pentru a vedea cât de mult putem fructifica cultura de porumb în definitiv. Practic, pe lângă faptul că semănăm o densitate în interior și în exteriorul pivotului, ceea ce înseamnă interiorul pivotului sunt trei densități diferite care au fost detectate de către algoritmul aplicației noastre. Prin suprapunerea hărților satelitare din ultimii ani agricoli, aplicația noastră detectează zonele cu potențial mai ridicat, iar acolo automat crește numărul semințelor ce pot fi semănate. Astfel avem o rată de la 75 la 81.000 de boabe germinabile la hectar. Când nu mai plouă atât de mult, trebuie să jucăm un pic cu densitățile la porumb și unde putem iriga și avem norocul să irigăm, punem o densitate mai mare, unde nu, punem o densitate mai mică și îngrășăminte mai puține pe care le aplicăm tot variabil, cum le-am aplicat și aici. Hibridul pe care îl avem astăzi în această platformă este DKC5810. Este un hibrid semi-tardiv din grupa hibrizilor care sunt recomandați pentru irigat, pentru că sola în care înființăm acest lot de semănat variabil se află la irigat, sub un pivot, unde o să testăm o densitate variabilă în funcție de cartarea pe care s-a aplicat la nivelul solului, de cartare agrochimică și de asemenea și de hărțile satelitare, astfel încât să venim cu o tehnologie diferită față de ceea ce se aplică în mod obișnuit în fermă. Bineînțeles, fermierul de aici, aplicând semănat variabil, încercăm pe un hibrid al nostru să vedem cum răspunde la diferite densități în funcție de solă și de structura solei pe care ne aflăm. Vorbim despre un echipament premium de la Titan Machinery, arhicunoscut în lume, pentru că nu există termen de comparație între semănătoarea Wadestad Tempo F de 8 rânduri și alte semănători de precizie. Vorbim despre o semănătoare care are capacitatea de a semăna cu o viteză cuprinsă între 15 km la oră și 20 de km la oră. Astăzi, viteza constantă este de 15 km la oră. Seamănă porumbul la o adâncime de 6 cm, o adâncime aleasă împreună cu specialiștii de la Bayer și de fermierul din această locație. Vorbim despre o semănătoare care este acționată de un tractor Case Edge Puma 260 CVX cu transmisie variabilă continuă de la producătorul american Case Edge, una dintre cele mai bune transmisii pe care le are un producător de tehnică agricolă pe piață. Este foarte simplu și foarte intuitiv să folosim tractorul împreună cu semănătoare. Practic, după ce am făcut toate setările în tractor, avem nevoie doar de manșă și trei butoane atât. Avem o precizie de plantare foarte mare. În cazul nostru avem un 99% procente de plantare. Și viteza de deplasare astăzi este de 14 km la oră. De ce este această semănătoare atât de avansată? E bine, datorită unor concepte aparent complexe, dar pe cât de complexe, pe atât de simple. Unul dintre
aceste concepte este principiul de funcționare al dozatorului PowerShoot, care folosește aerul cu presiune pentru a împușca fiecare boabă de porumb în sol cu precizie milimetrică la momentul potrivit. De aceea, această semănătoare poate să funcționeze la viteze foarte mari de lucru, la viteze de peste 22 de km la oră.